cartea lui domnul Nuțu. Să ierte Dumnezeu pe domnul Șandoruț. Să ierte Dumnezeu pe surioara ta, pe doamna Neta. Și să ierte Dumnezeu morții la toți țiganii noștri, spune domnul Nuțu. Așa cum spune domnul Nuțu, să ierte Dumnezeu morții la toți țiganii, și din stânga și din dreapta. Din partea lui domnul Nuțu, special pentru sora lui, pentru doamna Neta. Să ierte Dumnezeu. Și pe data clavocea. Puțin. Mulțumesc, de Nuțu. Și dacă tot a început domnul Nuțu, facem două strofe din suflet pentru suflet și în amintirea lui surioara ta, doamna Neta. Logic și clar să facem o strofă, o melodie, nu contează, pentru toată lumea prezentă fără diferență, pentru că toți suntem egali. Și părerea mea este că așa e frumos ca să cântăm pentru toată lumea. Cine vrea să-și răcorească sufletul și să dea în amintirea la morții lor și cei dragi care nu-i mai au printre ei. Pentru toată lumea, fără nicio diferență. Din partea lui domnul Nuțu, pentru surioara lui, pentru doamna Neta. Fie de ce spune. Azi îmi plânge inima, că-am pierdut. Azi îmi plânge inima, că-am pierdut. Azi îmi plânge inima, vai, 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 că-am pierdut pe sora mea. Dacă era Neta mea, vai, 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 vai. Dacă era Neta mea, vai, nu mai plângea inima, vai. De ce? De ce? De ce? Da, 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 ia, ia, ia. Banii se duc într-o noapte, banii se duc într-o noapte. Dar Nuțu rămâne frate, rămâne frate până la moarte. Chiar și acum că plecat, stau plângând acasă în pază. Ce spune Nuțu? Ce spune
Chiar și acum că plecat, stau plângând acasă în pat, mă gândesc la sora mea, cum era, de trăia ea. Să te ierte Dumnezeu, neta mea, sângele meu, sufletul meu. Thank you.